Primul rând vreau să îl invit pe domnul Ivan și pe urmă vom clarifica cu doamna Mihuț, care pe zona legală are o expertiză extraordinară. Aș vrea să clarificăm un pic de ce este important pentru societatea civilă din România și pentru colegii noștri din Spania, pentru că întâmplător sau poate nu chiar întâmplător, această emisiune este realizată printr-un centru sociocultural persoană juridică spaniolă. De ce este important să prezentăm instituția avertizorului de integritate? De ce avem nevoie de acest efort pedagogic în această seară? Domnule Ivan, ce trebuie să subliniem încă de la început? Bună seara! Eu vreau să subliniez faptul că această lege a avertizorului de integritate 571 din 2004 există, deci din 2004 eu am aflat la un curs organizat în parteneria cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării undeva în anul 2007, când făcusem acel curs ca să afle salariații regiei unde lucram atunci despre ce înseamnă discriminarea, conceptul de discriminare, și la curs am aflat de legea 571. Mi-a trezit curiozitatea și am citit-o. Se va dovedi undeva în 2011 că această lege îmi va fi și de folos, atât mie cât și unui membru de familie. Atunci când am denunțat o faptă în calitate de avertizor de integritate, de fapt un calup de fapte, și atunci, pe lângă faptul că am sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, că am fost discriminat, am făcut mai multe astfel de acțiuni în baza acelei legi pe care o descoperisem cu totul și cu totul întâmplător și care mi-a fost de folos în 2011. Ulterior, acea lege mi-a fost de folos și pentru alți colegi care au avut probleme la locul de muncă sau la alte locuri de muncă sau prin alte unități. Și întâmplarea face să, la un moment dat, la o cercetare disciplinară, unul dintre membrii de sindicat de atunci să vină însoțit de doamna doctor avocat Gabriela Mihuț. Și atunci am avut onoarea să o cunosc și să văd cum se pune problema când ai un avocat isteț lângă tine. Doamna a demontat atunci toată cercetarea disciplinară a celor care o făceau abuziv și ilegal, și de atunci am cunoscut-o și ne-a sprijinit în totalitate pentru a face niște cursuri de avertizor de integritate. Menționez că legea nu prevede să ai vreo diplomă, vreo insignă, ceva ca să fii avertizor de integritate. În momentul când ai depus petiția, trebuie să fii și considerat avertizor de integritate. Dar sunt cetățeni care trebuiau să afle cum să formuleze o petiție, cum să formeze o sesizare, și dânsa ne-a ajutat foarte mult, mai ales că i-a învățat și ce înseamnă avertizor de integritate și cum se pot folosi. Mi-a plăcut filmulețul de introducere pentru că e adevărat, se vede că numai cei mai necăjiți au nevoie de instrumente de apărare. Așa cum au frații noștri peste Prut, așa avem și noi. M-am întâlnit întâmplător cu colegi din Italia sau din alte țări, din Germania, și la ei instituția asta este undeva acolo, nu e prea importantă pentru ei, au alte mijloace de apărare. Au tribunale ale muncii care acționează foarte rapid, au alte instrumente. Dar acum vreau să-i dau prioritate doamnei avocat să ne povestească din punct de vedere legal ce înseamnă și atât legea, prevederile legale și în directiva europeană care trebuie să se aplice de anul acesta, și multe alte amănunte care le consideră domnia sa. Înainte de a trece la doamna Mihuț, aș vrea doar să precizez faptul că instituția avertizorului de integritate a fost pusă în discuție în plan european pentru a înțelege cum am ajuns și noi să ușor să ne pliem pe această instituție, dar noi am fost prima țară din Uniunea Europeană, din ceea ce s-a și spus, s-a prezentat, care am avut-o, pentru că în graba noastră de a adera la Uniunea Europeană și de a respecta toate cerințele și a răspunde la toate îngrijorările colegilor europeni, am fost primii care am propus această instituție. Ulterior a apărut scandaluri puternice în lumea occidentală, vă aduceți aminte de scandalul Snowden în Statele Unite ale Americii, care a ridicat la fileu mingea whistleblower-ilor, în sensul că s-a pus din ce în ce mai mult accent pe acest aspect, și ulterior au fost scandaluri chiar la nivelul Comisiei, Timmermans cu
comisarul actual, vicepreședintele Comisiei Europene, spunea că trebuie să creăm condițiile prin 2019, când se adoptă această directivă a Comisiei Europene 1937, el spunea că trebuie să creăm și condițiile pentru a proteja avertizorii de integritate. Deci noi am fost în prima linie în această discuție. Faptul că în Uniunea Europeană nu a apărut problema nu înseamnă că nu este reală. Uitați-vă ce se întâmplă cu contractul secretizat al Comisiei privind Pfizer și vocile care încep să apară din diverse instituții. Eu cred că nu trebuie să avem complexe de inferioritate din această perspectivă.